Numai în ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 4 incendii, ridicarea unui pistol vechi, găsit în curtea unei gospodării în urma unor săpături de pe strada 1 mai din Drobeta Turnul Severin, dar și pentru coborârea unei pisici dintr-un copac aflat în curtea spitalului TBC. Totodată, serviciul SMUR din cadrul ISU Drobeta al județului Mehedinți a intervenit la 7 urgențe medicale. 3 dintre incendii au fost și de această dată la vegetația uscată. 3 dintre acestea izbucnite la vegetație uscată, iar unul într-o gospodărie particulară din localitatea Livezi. Cele 4 incendii au izbucnit la vegetația uscată de pe raza localităților Vânju Mare și Comanda, dar și într-o gospodărie din localitatea Livezile, ca urmare a scânteilor purtate de vânt și căzute pe materiale combustibile. Stația de pompieri Vânju Mare a intervenit prompt pentru limitarea propagării incendiului, astfel încât acesta a cuprins numai 10 metri de gard din scândură, fără a se extinde la casa de locuit.